el. Însă, pe de altă parte, procurorii i-au luat în vizor pe liderii AUR după acest moment, după ce mergem chiar în aceste momente. George Simion face declarații în acest scandal. A început ședința, așa că o să merg la ședință. Da. Acolo, acolo? Domnule Simion, ce veți cere în această comisie? Pe care le-am regăsit în regulament. Cred că e un român care să fie de acord. Una e violența, una sunt injurile, care trebuie penalizate, dar ce au cu filmările? Nu mai vor transparență, vor să pună pumnul în gură opoziției? O să ajungem și noi la putere, să se gândească că o să fie și ei în opoziție, să nu fie lăsați să filmeze? Ce înseamnă asta? Am avut amendamente, le pun pe grupul de presă ca să le aveți și o să discutăm și transmitem în direct de acolo. Dacă ne interzic... Ce conțin aceste amendamente? Concret, dumneavoastră, ce vreți să schimbați? Modificări la regulament, să fie pedepsiți cei care fac acte de violență, dar să ne lase să filmăm. Cu ce deranjăm dacă filmăm? Unde e violența când filmezi? Asta e transparență. Și USR-ul, care era campion al transparenței, a votat cot la cot. V-am arătat în birou permanent. Cot la cot cu ei. O să vă arăt ce se întâmplă înăuntru. Parchetul general va chema la urmă. După aceea vorbim de parchet și de dosarele politice pe care le face Claus. N-am fost. Nu. Astea sunt numai fumigene de presă ca să arate cum lucrează. Mai bine chiar ar lucra pentru cazuri cu adevărat importante, pentru trafic de ființe, pentru copiii României. Nu ați contactat de nimeni de la parchetul general? Astea sunt fumigene, doamna. E o doamnă care s-a autosesizat de două ori până acum, dar când am făcut același lucru, am făcut o plângere lui Câțu, a zis că astea sunt declarații politice. Și sunt atitudini și acțiuni politice că nu poate să intervină în Parlament. Deci este dublă măsură. Noi avem imunitate, nu? Una dintre modificări. Opinii politice. Opinii politice și pe acțiuni politice, atenție. Prevede una dintre modificări diminuarea timpului până la 10 secunde la luarea de cuvânt. Da, vor să pună pumnul în gură opoziției. De ce era nevoie de limitarea la 10 secunde? Păi ce treabă are asta cu violența? Este numai un pretext pentru ca PNL și PSD să conducă liniștiți încă 7 ani de acum înainte. Nu o să-i lăsăm. Spuneți că aveți imunitate și la acțiuni politice. Da. Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Popescu se înscrie în această sferă a acțiunilor politice? Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Popescu se înscrie în regulamentul celor două camere și voi fi sancționat. Sunt de acord să se modifice regulamentul în sensul sancționării unor chestiuni, cum a fost cea cu domnul Popescu, dar nu sunt de acord să se modifice regulamentul pe timpul de dezbateri. Ce sancțiune credeți dumneavoastră că ar fi trebuit să primiți pentru ceea ce ați făcut, pentru incidentul cu domnul Popescu? O să hotărâm aici, în Comisia de Regulament. Punerile pe care le-ați formulat în amendamente. Diminuarea indemnizației de parlamentar și, dacă tot au vorbit de beneficii, hai să vedem care sunt beneficiile pe care le are fiecare parlamentar. Pentru că noi o să le prezentăm în direct. Și șoferi, și telefoane, și 28.000 de lei pentru fiecare cabinet parlamentar, și diurnă, și chirie, și bani de transport. Lumea trebuie să știe și o să le arătăm. De asta deranjau live-urile noastre pe Facebook. Vor să retragă personalul și mașinile de la parlamentarul care, în cazul în care foarte un parlamentar... Da, pentru cei corupți. Și pentru cei corupți. Să o facă și pentru cei corupți. Cine stabilește că sunt corupți? Veți propune asta sub ce formă? Stați un pic că ies, mai ies din comisie. Ce înseamnă să fie sancționat parlamentarii corupți? Mai exact, cei care au deja o decizie, cei care sunt puși sub urmărire. Păi USR-ul văd că nu mai zice nimic de fără penalii în funcții publice, nu? O să filmați cumva ședința comisiei acum? Poftim? Filmați cumva ședința comisiei acum? O să filmez de acum toate ședințele tuturor comisiilor. Pentru că ce fac ei este cenzură de neimaginat. Să filmați și după ce proiectul de modificare a regulamentului va apărea în monitorul oficial, deci practic veți fi sancționați? O să filmez în continuare și după ce regulamentul va fi adoptat și mai mult decât atâta. O să filmez prin birourile de aici. Din birou în birou. Dar ce ar fi de văzut în birourile acestea? Multe lucruri interesante. Vă promit. Mulțumesc frumos. Mulțumesc.